Ministrul Mediului a anunțat că programul național Rabla pentru becuri, care va fi lansat în perioada următoare, presupune acordarea unui voucher de 200 de lei pentru predarea unui bec vechi, care poate fi folosit pentru cumpărarea de becuri LED. Conform mesajul.ro, Tansoș a declarat marți la emisiunea Inspiră România de pe TVR Info că propunerea venită de la AFM pentru noul program este de 400 de milioane de lei. Trebuie să vorbim despre soluțiile cu efect real pentru că vorbim de gospodării unde schimbarea becurilor va avea un efect de 50%, dar vorbim de gospodării unde schimbarea becurilor nu atinge nici 5%, pentru că acolo unde sunt foarte multe instalații electrice consumatoare, schimbarea becurilor nu va aduce un avantaj. În gospodăriile unde este un televizor și un aparat radio, acolo da, schimbarea becurilor poate însemna un pas și înainte. Unii cetățeni vor aplica pentru așa ceva, alții merg să-și ia becurile noi, mai eficiente și nu așteaptă un program național. Propunerea AFM este un voucher cu o valoare de 200 de lei și trebuie dus la un centru becul vechi. E același principiu care se aplică și la celelalte programe Rabla. Aduci un bec vechi și primești un voucher pentru a cumpăra unul mai eficient din punct de vedere energetic. A spus Tanțoș care a precizat că voucherul nu va fi condiționat de numărul de becuri predate. Ministrul a explicat că în momentul de față programul se referă strict la becuri de tip LED. Relatează mesajul.ro